Felicitări pentru recunoașterea oficială a performanței pe care ai atins-o în urmă cu câteva săptămâni. Mulțumesc foarte mult! Deții record mondial! Recunoscut oficial. Da, unii prieteni așa care caută să îmi transmită un mesaj pozitiv spun, băi, ești cel mai bun din lume la Păi da, ești cel mai bun din lume la ceva. Dar nu e chiar așa. Între aproape o miliarde, că am înțeles că ne cam ducem, ne apropiem de o miliarde. Poate că sunt și alți oameni capabili de așa ceva, trebuie să pui cap la cap foarte multe elemente, dar îmi spunea cineva spre comparație, băi, și să urci pe Everest, îți trebuie un anumit buget, șerpași, cu tare, nu urci singur. Așa și în întreprinderea asta, îți trebuie o întreagă echipă care să funcționeze și e un proiect de echipă, de aia în Guinness Book a intrat Canal 33 și Alexandru Răducanu, care a fost moderatorul, dar eu am fost o rotiță din... Da, dar tu ai avut inițiativa și asta este lăudat. Iar tu ai urmărit acest record, pentru că imagini din emisiunea cu tine au fost selectate. Da, tot au fost selectate imagini, dar asta mi s-a părut funny, drăguț, însă foarte mulți oameni au fost implicați, într-adevăr, ai dreptate, și s-au dedicat așa ca și cum ar fi fost al lor proiectul. Au trecut de zona de suport și mi s-a părut extraordinar și de fiecare dată o să fiu recunoscătoare și oamenilor care nu au fost alături, pentru că eu cred că i-au creat o energie extraordinar de benefică pentru acele ore care nu au fost ușoare nici pentru tine și nici pentru cei care au fost aici foarte mult timp. Așa că până la urmă suntem o echipă și putem să facem foarte multe lucruri împreună. Da, a fost o demonstrație că putem să facem niște lucruri. Da, se poate, și că limitele nu sunt ceea ce credeam noi, nu sunt cele pe care credeam noi că le avem. Ca atare, ar putea să încerce foarte mulți oameni să-și depășească limitele în grămadă de situații din viețile lor.